Noi avem relații foarte bune cu România și cu grănicii din România. Și nu era de 2,20 m așa. Sistemul de semnalizare la orice o pasăre, dacă se așeza, ori pe mare, ori o căprioară pe intrânsă, noi primăm semnal. Пограничная служба бессонная, пограничная служба. Așa arată de vreo 10 metri lățime, unde și cum și cum se spune, era așa pământul, se prelucra aproape în toată ziua tehnica specială. Și orice urmă, iar chiar pe pasăre, dacă mergea, ori un câine, un lup, un mistreț, o căprioară, a fost semnalul că este ceva. Și am venit acolo, nu e om, e că aici e urme de mistreț. Am terminat școala, ori Institutul Grăniceresc din Almata și în 68 am intrat, în 72 am terminat și din 72, în timp de 12 ani, am făcut serviciu în munții Tinșani și în 82, în 1982, am revenit în Moldova, în Ungheni, unde am făcut serviciu de la Călinești, la Iona Fălești până la Grozești, raionul Nispărenii asta. Tot a fost zona mea de răspundere. În terapie de-a lungul râului Prut, cu România, să înțelege că. În toată Uniunea Sovietică era clar pentru toți că trupele de grăniceri, grăniceri asta sunt o militar de elită. Militar de elită. Noi, în primul rând, și soldații erau selectați cu studii medii, fără ca să aibă ceva, cu probleme să fie avut cu organele de drept, cu miliția, cu poliția și mai departe, în primul rând. Și pregătirea era la nivel înalt, și pregătirea de luptă, și pregătirea cum să educația patriotică. Sărmă chimpată era cu pe malul Prutului. Mulți spun că asta a fost o rușine pentru Moldova și mai departe. Dar uitați-vă și sărmă chimpată, și garduri se intre în America și Mexica. A uitați-vă în Palestina, în Israel și Palestina. Dar uitați-vă în Vengria, în Ungaria. Noi avem 27 de pichete de grăniceri. La pichet așa, de 8 era structura pichetului la 50 de oameni. Kremlinul nu are nimic cu trecerea frontierei de stat. Trecerea frontierei de stat în timpul sovietic, ca și acum, se ocupă Ministerul de Externe, o structură specială care coordonează întrebările de trecere de tranzitare a frontierei de stat. Și unde era acest Minister de Externe anul RSS atunci? Nu, au RSS era, să înțelege, în Moscova.